Avem în fața noastră o sindicalistă din CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, instituție foarte importantă, în special acum în an electoral, pentru că ei verifică din oficiu candidații. Astfel putem afla dacă cei care ne cer votul au fost colaboratori ai fostei securități sau securiști și cu cunoștință de cauză să decidem dacă vrem să votăm oameni care au terorizat cândva poporul român sau nu. Petrico, o doamnă scrie salvați CNSAS. De ce salvați CNSAS? Ce se întâmplă acolo? Bună ziua, mulțumim pentru atenția acordată problemei noastre. Noi avem două mari probleme. Salarizarea, care sunt interconectate între ele, salarizarea și lipsa de personal, care pleacă una de la cealaltă. Sunt colegi de-ai noștri, foarte buni specialiști, profesioniști desăvârșiți, care au ales să părăsească instituția noastră din cauza salariilor foarte, foarte mici. Diferența dintre noi și colegii noștri din administrația publică centrală, aici vorbim de administrația centrală, ajung și la 2.500-3.000 de lei net, deci sub pragul suportabilității. Dincolo de nivelul de salarizare, este lipsa de respect pe care noi o trăim zi de zi în această instituție. Lipsa de respect din partea cui, domn? Din partea Guvernului României și a Parlamentului României, pentru că în ultimii ani, cel puțin de când am preluat eu sindicatul, am făcut nenumăroate demersuri de a sesiza această problemă și de a încerca rezolvarea ei. N-am primit decât promisiuni, toată lumea știe, teoretic, de problema noastră de salarizare, toată lumea și-a dat cuvântul de onoare că va încerca să o rezolve, dar până în momentul de față nu s-a întâmplat nimic. De când a intrat în vigoare legea salarizării, s-au foarte multe instituții din administrația centrală au beneficiat de diverse majorări ale salariului prin ordonanțe de urgență sau prin proiecte de modificare a legii prin Parlament, noi fiind omiși de fiecare dată. Efectiv, și atunci s-a ajuns la o diferență de salarizare foarte mare. Noi nu mai putem efectiv susține activitatea instituției, cea care ne este acordată prin lege, la randamentul la care ar trebui, începând de la procesarea de fotocopii pentru cercetători, pentru petenți, de verificarea din oficiul sau la cererea persoanelor care fac obiectul, iar despre alegerile de anul acesta nici nu mai încape vorbă. Sunt eu un an cu 4 runde de alegeri pe care noi nu știm cum le vom duce la capăt. Am încercat să aducem în atenție acest aspect, adică să profităm cumva și de acest context, fără rezultat. Exact cum spuneați, la 4 rânduri de alegeri dumneavoastră, instituția, angajați instituția ar trebui să verifice din oficiu dacă cei care ne cer votul au fost securiști sau colaboratori ai fostei securități ceaușiste. Puteți face treaba asta cu personalul pe care îl aveți? Sau riscă românii să voteze securiști? Nici n-aș putea să vă spun. Ritmul este foarte accelerat, poate acum pentru alegerile europarlamentare, fiind candidați mai puțin sau cel puțin mai puțin care se încadrează pe categoria de vârstă pentru a fi verificați. Lucrurile au mers cât de cât, dar pentru alegerile parlamentare, locale, nu știm cum vor decurge lucrurile. Depinde și de colegii mei cât de mult se vor mobiliza, pentru că au ajuns cu toții la capătul răbdării. Adică cei din guvern și din parlament, că ați spus că tot vorbiți cu ei, sunt conștienți de situația aceasta, adică cu subiect și predicat, că pe listele electorale s-ar putea afla colaboratori ai foștei securități sau securiști, pentru că dumneavoastră ca instituție nu vă mai puteți face treaba? Ei sunt conștienți, sunt convinsă că sunt conștienți, pentru că mesajul nostru a fost transmis pe toate căile posibile și în mod repetat. Adică n-am fost o singură dată, le-am spus și se prezumă că au uitat. Dar nici nu știu ce să cred. Se dorește cu intenție omiterea noastră din rândul instituțiilor din administrația centrală care vor să fie etalon de profesionalism sau pur și simplu rămâne de văzut ce s-a întâmplat și cu instituția aceasta, care din punctul nostru de vedere trebuie să fie ține de structura morală a unei societăți, cel puțin foste comuniste, care trăim în democrație acum, dar... Ce credeți că se va întâmpla mai departe în CNSAS dacă salariile nu cresc? Cel mai probabil colegi de-ai mei vor alege să părăsească instituția cu foarte mare greutate, dar vor alege drumul spre alte autorități publice, pentru că, v-am spus, dincolo de salarizare, sunt problemele ce țin de respect și de recunoașterea importanței muncii noastre, care se pare că lipsește oarecum cu desăvârșire, mai cu seamă că tocmai ce a plecat la promulgare legea care mărește numărul de demnitari în Colegiul CNSAS. Deci noi avem în momentul de față 11,
și cel mai scurt timp vor fi 13 demnitari. Astfel încât pentru demnitari s-au găsit resurse și financiare și de altă natură, cât să se mai să se mărească colegiul, dar pentru angajați care suntem, repet, o mână de oameni, deci am ajuns să fim sub 200, nu mai suntem ce am fost cândva, nu s-au găsit niciun fel de soluție. Iar această ordonanță, împotriva căreia manifestăm astăzi, nu face decât să adâncească această discrepanță, să facă diferențele dintre noi și colegii noștri din alte instituții și mai mare. Și nu ni se pare corect, pentru că noi am tot încercat și merităm și noi, la fel ca toți ceilalți, o echitate salarială. Să fim cu toții în aceeași, pe aceeași linie. Cum vă numiți? Laura Bogatu mă numesc și sunt președintele sindicatului CNSAS. Mulțumesc!